Sectorul agroindustrial este una din ramurile principale ale economiei raionului Glodeni. Problemele ce țin de agricultură și ce realizări are Direcția Agricolă la acest capitol au fost discutate de consilierii raionali. Mai multe detalii în reportajul ce urmează. Raionul Glodeni are o suprafață de terenuri cu destinație agricolă de 40.854 ari, dintre care terenuri arabile 37.942 ari, livezi 1.987 ari. Sectorul agricol activează 5 cooperative agricole, 47 societăți cu răspundere limitată, 3 societăți pe acțiuni și 6.333 gospodării țărănești. Avem o scădere considerabilă la terenurile care au fost însămânțate cu rapiță. Vedeți dumneavoastră sigur că dacă în 2011 noi am avut 1.275 de hectare, anul acesta doar avem 469 de hectare. În comparație cu indicii medii pe țară, raionul Glodeni are o rezultate bune și o creștere a producției cu 1,20 centimetri la hectar la părum boabe, cu 4,90 centimetri la floarea soarelui, cu 2,30 centimetri la soie. Luând în considerație precipitațiile care au căzut în primăvara anul acesta, în aceste 4 luni, noi avem la curent 165 de milimetri, comparativ cu perioada anului 2011, 92 de milimetri. Dar să nu uităm faptul acela că am avut din toamnă doar 25 de milimetri. Analizând deci aceste evoluții, putem să spunem că dacă vom avea în următoarele zile niște precipitații, putem să sperăm că să avem o roadă destul de bună în sectorul agraș, mai bine zicem așa. Cu toate acestea, nu toate ramurile agriculturii se dezvoltă eficient. Noi nu avem posibilități sau nu vedem cum s-ar putea îmbunătăți situația. Este o chestiune care urmează a fi conștientizată de toată societatea, nu de cei care fac activități în domeniul respectiv. Aduc câteva argumente. Când s-au scumpit serviciile comunale de 6,7 ori în Chișinău, au mai făcut gălăgie o câțiva pensionari și s-a terminat tot și așa și le plătim serviciile astea. Când urma să se scumpească prețul la pâine cu 2 bănuți, Doamne ferește ce a mai făcut toată presa și toată Islanda. Deci când s-a scumpit carburanții, eu când am început a defrișa cărgoagele, cele era 4,36 litri de motorină, acum este 16 și ceva, eu atunci reușeam cu 2.700-2.900 să repun în circuit terenul, acum am nevoie de 8-10.000. Când se scumpește energia electrică, știți cu cât? Toți mai fac o leagă de gălăgie și tac. Când o ajuns să ridice la ulei acolo cu vreo 2-3 lei prețul la ulei, mare zarbă în țară. Păi cei care sunteți în alt domeniu decât în domeniul respectiv, păi dați-ne și voi ieftin și voi, dar și nu voi ieftin. Toate taxele au crescut de 10 de ori. Deci se plătește, știți de cine, de cei care sunt legal înregistrați sau evidențe, restul toți lucrează la negru, nu plătesc nimic, dar vreți să aveți producție ieftină, bună și în asortimentul necesar. Eu socot că un agent economic care are mai mult de 500 de hectare pământ în agricultură, eu nimic atât pentru dânsul să creeze o mini-fermă de bovine, nimai vorbind de alte specii de animale. Cu atât mai mult că sunt subvențiile de la stat în direcția construcției în extravila la fermă. Spun întrebarea de ce anumiți agenți economici care n-au absolut teren agricol, ori au puțin teren agricol, avem așa exemplu în raionul Glodeni, care deja au accesat așa subvenții și au procurat și materialul de prăsilă, animale de prăsilă, dar niciun agent practic economic mare nu și-a permis lucrul ăsta. E o întrebare retorică, pur și simplu, cred că domnii în cauză trebuie să aibă și o obligațiune socială de a nu permite
produse străine în, în, în magazine și, și unde mai vorbind că e legat cu îngrășămintele organice și locurile de muncă în localități. Consilierii au luat act de raportul vicepreședintelui și au decis că autoritățile publice locale împreună cu agenții economici să folosească eficient subvențiile acordate de stat, să dezvolte și să implementeze tehnologii conservative în agricultură.